Actorul Bebe Cotimani s-a dezvăluit recent că are o perspectivă unică asupra morții și că nu se teme de ea. De fapt, el a declarat că o întâmpină chiar cu o anumită curiozitate. Această perspectivă neobișnuită este rezultatul unei experiențe ciudate pe care a avut-o la mormântul mamei sale. Vorbind despre această experiență, Cotimanis a vorbit despre momentul în care a simțit un abur în biserică și a știut clar că mama sa s-a ridicat la ceruri. În aceste momente de la cimitir, înainte ca sicriul să fie coborât în pământ, actorul a mărturisit că știa că mama sa nu mai este acolo, motiv pentru care a înțeles rapid situația, s-a adaptat și chiar a trecut mai ușor peste pierderea suferită. El crede că moartea nu este ceva de care să ne temem, ci mai degrabă ceva care face pur și simplu parte din viață. Perspectiva lui Cotimanis asupra morții s-a consolidat și mai mult atunci când a contractat COVID-19 și a avut 65% din plămâni afectați. În ciuda acestui fapt, el a rămas vesel și nu a lăsat ca boala să-i afecteze perspectiva asupra morții. El a comentat, am trecut prin COVID, plămânii mei au fost afectați în proporție de 65%. Nu m-a intubat, am fost foarte vesel. M-am gândit că 65% e bine și 35% e rău, doar ca să vezi ce înseamnă psihicul. El crede că atitudinea sa pozitivă l-a ajutat să se recupereze din boală. Mai mult, Cotimanis a fost întrebat de un jurnalist pe cine ar vrea să reînvie. El a răspuns, la înmormântare se spune că se merge acolo unde nu există durere, nu există tristețe, nu există suspine, ci viață fără sfârșit. Sunt convins că mama mea, acolo, este acolo unde este. Ce vârstă să-i dau, ce bărbat să-i dau ca să stea lângă ea, să știu că mama mea e fericită. Îi iubesc pe toți, dar pe mama mea o iubesc cel mai mult. N-aș vrea să-i stau în cale, în calea ei, în drumul ei. Nu pot, practic, și nu știu dacă aș face-o bine. Poate că i-aș continua ciclul ei de ascensiune. N-aș vrea să se întoarcă împotriva mea, nici împotriva nimănui. N-aș vrea ca nimeni să plângă. El crede că mama sa se află într-un loc mai bun și nu vrea să-i întrerupă călătoria sau să facă pe cineva să plângă. În concluzie, Bebe Cotimanis are o perspectivă unică asupra morții și nu se teme de ea. El crede că moartea este pur și simplu o parte a vieții și că nu este ceva de care să ne temem. El s-a împăcat cu pierderea mamei sale și chiar a întâmpinat moartea cu o anumită curiozitate. Atitudinea sa pozitivă și acceptarea morții este admirabilă și poate servi drept sursă de inspirație pentru alții.